care guvernează la ora actuală lumea. Deci în aceeași, în aceeași fază ne aflăm acum în Europa. Bun, trecem peste Europa, am lămurit ce sunt ce e la nivel global. Vreau să lămurim puțin ce este cu NATO și cu scutul de la De Veselu. Și cu Marea Neagră. Că asta este zona pe care, zona care ne interesează pe noi, respectiva Mării Negre. Știți că de curând a avut loc schimbarea comandantului, comandamentului european al NATO, al EUCOM-ului, generalul Philip Baker, predând ștafeta generalului Michael Scaparotti. Dar înainte de a pleca, generalul Britov a avut câteva chestiuni care le-a, le-a spus într-un interviu în, în, într-o revistă americană militară, Star and Stripes. Spune așa, despre... deci noi trebuie să revenim la afacerile militare uzuale de planificare a războiului. O abilitate care a fost pierdută în timpul scurs de la terminarea războiului rece și care a devenit necesară odată cu resurgența Rusiei. Știu foarte bine cum trebuie să se schimbe EUCOM-ul, a declarat generalul. Acest comandament este subțiat. Subțiat în sensul nu la subțiat cineva cu lama sau cu cuțitul, și a redus personalul la minimul posibil. Iar destinația sa a fost schimbată de la aceea de război la aceea de a construi capacități de parteneriat, building partnership capacity. Și domnul general, care este aici, a fost șeful statului major, generalul poate spune că în perioada dânsului se făceau aceste reglări de noi activități. Aceste comandamente, este vorba de comandamente din Germania și Italia pentru cei 60.000 de militari americani. Apropo, știți câți militari erau înainte de 89? 300.000 de militari americani erau în Europa. Acum sunt 62, mai aduc 4.500, o să fie, fie 66.500 de militari în, în Europa. În vremea războiului rece se făceau aplicații în Germania, care se chemau, erau sub titlul de Reforger și care însemnau Return to Germany și care aduceau câteva divizii din Statele Unite, exact pe granița, pe acea numită Fulda Gate, unde de o parte și de alta se aflau diviziile germane și americane. Și diviziile americane și rusești. Acum ne-am mutat puțin mai în nord, există acea gâtuire dintre Polonia și Lituania, care se cheamă Suvalki Gate și care este patronată de Kaliningrad, unde toată tehnica militară rusă de cea mai bună calitate, navală aeriană și antiaeriană, este plasată acolo. Europa este, poate fi oricând închisă între Kaliningrad și Belarus de către ruși, ceea ce înseamnă izolarea părții de nord a țărilor baltice și ocuparea acestora în, să zicem, câteva ore de către ruși. De asemenea, generalul Britov a arătat că este necesar ca EUCOM să fie scos din concepțiile luate în etapa post-război rece. Este o fracțiune, cum am spus, din ceea ce era în momentul în care s-a înființat Consiliul NATO-Rusia, în 1997. Pentru că, auziți mereu, e ca un alt motiv, acest, acest Consiliu nu poți să faci baze, pentru că așa a fost înțelegerea în 1997 și nu pot fi mutate bazele terestre, americane sau ale NATO în flancul estic. O să ne întrebăm ce va face nou comandant, Scaparotti. Scaparotti, avem un, un singur semnal de la audierea lui în Congres, pe 21 aprilie 2016, când a fost întrebat dacă manevrele aviației de vânătoare rusești în apropierea fregatelor și a portavioanelor americane necesită un răspuns. El a lăsat-o și a deschis. Și a zis, vreau să spun că ne uităm atent la această opțiune. Trebuie să ținem totul pe masă. Deci, Scaparotti va continua aceeași politică. Revenind la Marea Neagră, ministrul apărării, pe care domnul premier îl cunoaște foarte bine, Mihnea, a venit cu un program îndrăzneț de înzestrare și cu alte concepții pentru zona Mării Negre. Deși, dacă stau să mă gândesc, mi-a scris aici pe un ministru de externe polonez, ca să vedeți ce schimbare de la un guvern la altul. Ministrul de externe polonez, care reprezintă un guvern
conservator. Spune așa, într-un articol din Foreign Policy, care avea titlul NATO Eastern Front is being tested. Deci NATO, flancul estic este a trecut la testarea. Și avea ca subtitlu, Alianța trebuie să-și reînvească jurămintele la Varșovia cu voce tare și suficient de clar pentru ca să se audă la Moscova. Ăsta era subtitlul de la anul. Și el spune că Polonia va apăra flancul estic al Alianței, flancul estic al Alianței care constă în granița Poloniei și țările baltice. Nu vorbește absolut nimic de sudul Europei, de Bulgaria, de România, de Marea Neagră. Bun. Toate bune și frumoase, numai că a avut loc o conferință a șefilor state majore din Balcani la Ankara, la care președintele, care, mă rog, e văzut de unii cu ochi buni, de alții cu ochi, unii zic că instalează, că renunță la concepțiile Atatürk laice, se întoarce la chestiune islamice. Recep Tayyip Erdogan a avertizat că întreaga regiune intră sub influența rusă. I-am spus, secretarul general era într-o discuție cu Jens Stoltenberg la NATO, ești absent din Marea Neagră. Marea Neagră aproape că a devenit un lac rusesc. Poate că se aminte cine a mai zis asta. Dacă nu acționăm acum, istoria nu ne va ierta. Păi să ne gândim din punct de vedere militar. De remarcat că în timp ce atenția NATO s-a concentrat pe acțiunile Rusiei din nord-estul Europei, Marea Neagră este de fapt centrul jocului politic al Moscovei. În 2008, după invazia Georgiei. Crimea este la fel ca și Kaliningrad, populat de tot felul de arme. Vreau să vă spun numai așa, rușii ne-au jucat și în 89 cu războiul electronic, ne joacă și acum, i-au jucat și pe aliații în Orientul Mijlociu. Sunt instalații de tipul Murmansk, care au o rază de acțiune de pe război electronic, de 5.000 de kilometri. Luați și dumneavoastră un compas, vedeți cât este 5.000 de kilometri, nu știu dacă ajunge, cred că ajunge și pe Portugalia. Deci în care interzic discuțiile cu autoritățile. Și polițistul ăla o să vină cu stația, nu o să mai poți mai vorbească cu șeful lui de la minister, o să trebuie să se ducă pe jos să-i raporteze că am găsit pe nu știu cine cu mașina. Deci cam asta este la ora actuală ceea ce se întâmplă în zona asta. Flota la Marea Neagră va consolida influența Rusiei până în Mediterană și chiar în Atlantic, ceea ce o face una din principale instrumente pentru îndeplinirea acquisițiunilor de putere. Deci flota de la Marea Neagră a fost dotată de către ruși cu nave noi și cu submarine noi. Apropo de ceea ce a spus Breedlove, ne-am adus aminte acum, nemții l-au ridicat pe probabilitatea opțiunii, dar acesta le-a dat un răspuns franc. Trebuie să fim pregătiți pentru o situație în care Rusia nu ne este partenerul nostru. Bun. Ne întoarcem la Deveselul. Deveselul este subiectul care este discutat la ora actuală mai peste tot și unii vin înspăimântați și spun, aoleu, ce ne-au zis rușii că ne fac? Alții spun, las că e bine așa, că suntem sub umbrela scutului și o să fie foarte bine. Hai să ne uităm puțin la ce se spune despre acest scut, ca să ne lămurim. Și dreptatea nu vă spun eu de ce parte este, ci dumneavoastră veți hotărâ de ce parte este. Nu și zic așa. Sistemul NATO de la Deveselul este direcționat împotriva Rusiei și pentru descurajarea sistemului strategic nuclear rusesc. Și care este adevărul? Geografia și fizica împiedică sistemele din România și Polonia să lovească sofisticate rachete balistice rusești cu baza pe uscat sau pe mare. Ele zboară pe la bunul lor și deci nu se interceptează cu traiectoria celor rusești. Varianta actuală, bloc 1A, are o rază operațională de 500 de kilometri. Acestea sunt construite pentru a intercepta rachete balistice cu rază scurtă și intermediară de acțiune. De fapt, o să vedem mai încolo care este și cauza de ce acest scut a fost continuat și se continuă. De fapt, el este un sistem integrat pe patru piloni. Un pilon este radarul din Turcia, unul din Marea Britanie. Există cele două centre, Polonia, România, baze de rachete SM-3 și există navele din Mediterană, navele americane, care au sisteme Aegis, navele Aegis. Deci sistemul ăsta e un sistem foarte mobil. Să nu uităm că
am să vă spun că americanii au alt sistem de apărare. Ăsta, sistemul de la București, se cheamă Standard Missile Defense. Și care este desfășurat în România. Americanii au un alt sistem pentru rachetele intercontinentale, care se cheamă Ground-Based Mid-Course Defense. Deci care se află, sistemul este amplasat undeva în Alaska. Deci în zona de nord a Statelor Unite. Bun, mergem mai departe. Rușii spun așa. Acordul încheiat cu Iranul pe teme nucleare a rezolvat, în opinia rusă, faptul că acest lucru nu mai este necesar. Atenție! Acest acord se referă la, nu rezolvă amenințarea cu rachetele balistice ale Teheranului, capabile să transporte încărcătoare convenționale, ci se referă numai la producția nucleară a Iranului. N-are nicio legătură cu partea militară a problemei. Că se poate lua cu producție combustibil și duce la asta, iară ceva. Deci este oprit producția de combustibil nuclear care poate fi folosit și la rachete. Ăsta e, de fapt, acordul. Stai să vedem că nu este. E care lungă până la rezolvarea lui, pentru că trebuie aprobat în Congres. Acolo e foarte greu. Sunt 100 de oameni care e foarte greu să-i convingi pe toți să ridice mâna dreaptă sau stângă în același timp. Deci, ce face Teheran la ora actuală? Gardienii Revoluției din Iran, deci armata de elită a regimului Teheran, au efectuat pe 8 martie 2016 teste cu rachete balistice din silozuri amplasate în întreaga țară, în cadrul unui exercițiu militar, așa, în cazul unui exercițiu. Printre noi, rachete au fost testate tipuri de rachete SOR-SOR, SOR-AIR, dar și o nouă rachetă balistică cu rază lungă de acțiune care poate transporta focoase multiple. Deci, iată ce se întâmplă. Și nu vă mai spun că din 2011, Gărzile Revoluționare tot testează tot felul de rachete. Problema lor care problema care au avut-o iranienii până acum câțiva ani a fost problema combustibilului acestor rachete. Deci, de obicei, lucrau combustibil lichid. Nu puteai să transporti rachetele combustibilul lichid când le amesteci cele două soluții, este posibilitatea să explodeze. Există acest pericol, e foarte mare. Și atunci nu poți să te muți cu rachetele astea dintr-un loc în alt. Trebuie să le ții în silozul. Ei, acum au luat tehnologie de la chineți și au combustibil solid. Și poate să mute rachete dintr-o parte în altă. Asta e problema. 2000 de kilometri. Luați iarăși compasul și uitați-vă. Israelul e prima țintă. Americanii din Golf sunt a doua țintă sau pe același loc cu Israel. Dar uitați-vă unde se duce în Europa. Inițial acest scut a fost planificat în Cehia, de către administrația Bush, în Cehia și Polonia. Administrația Obama a revizuit sub presiunea Pentagonului, a generală Pentagon, pentru că în momentul în care îl puneai în Grecia, toate debrigurile astea care cădeau de la rachete globale, cădeau în România. Și dacă erau nucleare, așa se duc spre Marea Neagră. S-a mutat, din punct de vedere geografic, s-a mutat locul acesta de interceptare spre Marea Neagră. Rusia a propus inițiative care să rezolve diferențele dintre Moscova și Washington și să dezvolte cooperarea. Așa zic rușii. De fapt, Rusia, care este adevărul? Rusia a declinat toate inițiativele de transparentizare a cooperării în domeniul rachetelor bașinate de SUA și NATO, inclusiv cele două centre, NATO-Rusia și un memorandum NATO-Rusia referitor la stabilirea unui regim transparent în ceea ce privește rachetele intercontinentale. De asemenea, Rusia a spus, rachetele Scudon este unul american, îndreptat împotriva Rusiei, care are potențial de a submina stabilitatea strategică a Europei. Bun. El a fost aprobat, scutul este un scut NATO, e făcut de America. E făcut cu banii americani. El a fost predat acum când a avut loc această afiliare de la DBSU, a fost predat NATO și va fi preluat oficial de cele 28 de state, de șef de state, la Varsovia. Deci el are un centru de comandă unic în Germania și toate informațiile care se adună de la radarele de avertizare, de la radarul de la DBSU, se duc în Germania, se prelucrează și pentru a nu fi o problemă, ele sunt sub coordonarea NATO. De nu fi o problemă că sunt sub coordonarea Statelor Unite. Că sunt deservite de americani, asta este, pentru că sistemul este unul naval. Deci este unul naval, atenție, de-aia este deservit de Marina Militară, de Navy. Pentru că este unul naval, este luat de pe navele
regiți, fregate regiți, care au această, și lansează anghel cele 24 oameni care au alt sistem. TAT, care este un sistem de înaltă altitudine, de lovit rachete intercontinentale, rachete de croazier și așa mai departe. Deci, ca să concluzionez, atenția noastră ar trebui să se concentreze și la ora actuală încep să-mi spune domnul ministru Motoc, pe faptul că trebuie să avem o grupare navală în Marea Neagră. A NATO, sub umbrela NATO în Marea Neagră. Există patru grupări navale, două nord, două sud. Una pentru deminare în nord și sud și una pentru atac în nord și sud. Deci aceste standing group, naval group din nord și din sud, există la ora actuală în NATO. Dar în Marea Neagră, având în vedere convenția de la Monroe, este foarte greu să pătrunzi cu alte nave decât cele eliberare. Asta înseamnă să duci 21 de zile, să învârți o navă cu Marea Neagră pe unde poți cruci și așa mai departe. Ideea pe care a lansat-o ministrul apărării și care este foarte bună, dar v-am spus, Polonia vede numai nordul la ora actuală și nu înțeleg de ce, este aceea de a crea o grupare navală din țările eliberare, la care se adauge Ucraina și Georgia, pentru că ele sunt țări în programul Parteneriatului pentru Pace și pot să se încadreze în această grupare în care România, Bulgaria și Turcia să fie elementele de bază, fundamentul acestei grupări. Și această grupare, pentru că, vă spun sincer, lumea nu se uită, iar noi nu am făcut absolut nimic în ceea ce privește securitatea Mării Negre. Am făcut o conferință la un moment dat despre Marea Neagră, am vorbit, ne-am strâns mâinile, am bifat, am plecat. Nu s-a întâmplat nimic. Există, noi suntem la ora actuală, Moldova și Ucraina, atenție, Ucraina a deschis relațiile cu Turcia și a creat o axă Kiev-Ankara. Pe partea cealaltă este creată o axă Varșovia-Budapest. Noi avem parteneriat strategic cu Turcia și cu Polonia. Și nu suntem părinchei. Din păcate. Vă spun sincer, noi trebuie să revenim la o politică externă proactivă. Noi avem o politică externă reactivă la ora actuală. Și foarte multe lucruri le facem după ce s-a întâmplat un eveniment. Ori, crearea unei astfel de politici este exact ceea ce ne trebuie. Pentru că avem o fereastră de oportunitate. Iar în ceea ce privește Republica Moldova, eu cred că dacă atâția ani n-am reușit să facem un program, un proiect pe care să integrăm Republica Moldova în Uniunea Europeană, poate reușim să facem un plan Marshall cu bani europeni în care să ajutăm Moldova să poată să-și rezolve problemele structurale și problemele. Pentru că sunt 2 milioane de oameni. Un plan Marshall ar fi excelent pentru Moldova. Mulțumesc foarte mult, domnul general. Foarte interesant. Sunteți voie totul să fac două, trei comentarii înainte să-l invit pe domnul Cordean să încheie această dezbatere. S-au sfârșit contribuțiile paneliștilor. După aceea depinde de dumneavoastră cât rămânem mai departe. Noi am fost disperați la un moment dat că eram într-o largă zonă tampon între NATO și Rusia. Acum, flancurile, sau mai bine zis, taberele s-au apropiat, dar zona de tensiune trece exact pe la noi. Noi suntem în același timp mai protejați și în același timp mai vulnerabili. Deci ăsta este paradoxul evoluțiilor din acești ani. Bun, noi ascultăm, sigur, de obicei citim mai mult ce spun americanii. Dar eu. Nu, în general, n-am vrut să spun el. Dar, iată, să citim, spre exemplu, memoriile lui Roland Dumas. Dumas spune în memoriile lui că atunci când s-au înțeles pentru reunificarea germanilor, americanii și occidentalii
s-au angajat să nu dispună armament greu la frontiera vestică a Uniunii Sovietice, cum era atunci. Bun. De ce lucrurile astea s-au întâmplat altfel? De ce? Bun. Evoluția, deci domnul general explica cum s-a transformat lumea bipolară într-o lume unipolară în anii aceia. Sigur, pe urmă, urmat și alte schimbări. Președintele Erdogan este minunat în deciziile sale, în declarațiile sale despre Marea Neagră. Dar să nu uităm, cheia de pentru deslegarea acestei probleme stă la ei. Convenția de la Montreux din 1936 stabilește ceea ce spune domnul general mai devreme. Că vin ca turiști, stau câteva ore precum navele de croaziere și după aceea pleacă, pentru că n-au dreptul să rămână în Marea Neagră. Pe vremea aceea, soluția asta ne convenea. Iar Titulescu, în 1936, s-a bătut pentru această formulă. De ce? Pentru că nu voia să intre navele coloniale, britanice și așa mai departe, în Marea Neagră. Acum, lucrurile, sigur că s-au schimbat, dar le vede și Erdogan. Dar cheia, repet, este la el. În ceea ce privește preocupările pentru flotă și așa mai departe, în 2001, 2002, 2003, când ne pregăteam să intrăm în NATO, eu i-am rugat pe generalii din armata noastră să schimbe modul de abordare. În perioada de dinainte de 89, România era înconjurată de state cu potențial de agresiv. Și trebuia să apărăm pe 360 de grade granițele. Singurul prieten atunci era Marea Neagră. Între timp, nici Marea Neagră nu mai este chiar așa de prieten. Și le-am spus generalilor atunci, în momentul în care devenim membri ai NATO, trebuie să mergeți la Bruxelles, la cartierul general, și vedeți care ar trebui să fie valoarea adăugată pe care România să o aducă alianță. Și să ne concentrăm pe o singură categorie de, sau în orice caz, în principal, de o anumită zonă de dotări. Așa au apărut cele două epave, cele două nave, sigur, militarii au decis care navele luăm și de unde, nu vreau să comentez. Dar ideea a fost aceea de a